Astăzi vorbim despre Călătoria mea cu Charlie, un roman al autorului britanic Mark Lowry. Aș descrie această carte prin câteva cuvinte: doi frați, un delfin și o călătorie de neuitat. În carte este vorba despre un băiețel pe nume Charlie, care are un frate mai mare numit Martin, iar ei pleacă împreună într-o aventură spre Cornwall, un loc pe care l-au vizitat cu câteva luni înainte, împreună cu familia lor, și care i-a impresionat datorită unui delfin pe care l-au văzut acolo. Vor trăi o aventură atât de mare doar pentru a vedea un delfin și vor călători atât de mult, mai exact 678 de kilometri. Este o poveste foarte frumoasă despre relațiile de familie, despre iubirea dintre frați. O relație strânsă, și chiar dacă Charlie este încăpățânat, Martin este un frate foarte răbdător și foarte bun cu el, foarte blând. Doctorii ne-au dat multe șanse de supraviețuire, dar până la urmă a reușit să trăiască și de aceea Martin se purta diferit cu el. Personajul meu preferat este Charlie, care are o altă perspectivă asupra lumii. Este neastâmpărat, dar gingaș, pe când Martin este mai serios și sensibil. Personajul meu preferat a fost Henrietta, o fată foarte drăguță care l-a ajutat pe Martin, deși nu avea nicio obligație, într-un moment în care nu s-ar fi descurcat de unul singur. Are un mesaj foarte sensibil, este o carte foarte sensibilă. A avea un frate sau o soră înseamnă iubire, răbdare și sinceritate. Veți vedea că la final vă veți privi cu alți ochi, frați. Aș recomanda cartea nu numai copiilor, ci și adulților, pentru că cred că toată lumea are ceva de învățat din ea. Este foarte interesantă, te ține în suspans foarte mult și te trece prin toate stările posibile.